La întreprinderea socială Floare de Cireș, mai mulți ucenici pregătesc bucate pentru lecția lor practică. Aceștia vin din familii și grupuri social vulnerabile din toată țara, iar oportunitatea acestor instruiri înseamnă pentru ei un loc de muncă bine plătit și un viitor acasă. Cei din Rezen Ialoveni pot rămâne să lucreze și la Eco Catering, proiect dezvoltat inclusiv din fondurile Uniunii Europene. Pe parcursul anilor noi am început să creștem, echipa noastră a devenit mai mare, clienții noștri au devenit tot mai mulți și mai mulți, mai multe solicitări și mai multe servicii de catering, respectiv a fost necesar de noi dotări de echipament, frigiderii mai mari. Echipa Floare de Cireș este în continuă căutare de oportunități de finanțare și de cofinanțare pentru dotări mai costisitoare. Până acum, din fonduri și proiecte UE, întreprinderea a reușit să crească capacitatea de producție și de servire, dar și să creeze condiții de lucru mai moderne. Acum 2 ani, în Ialoveni, a fost creat cu suportul Uniunii Europene Fondul de Antreprenoriat pentru Tineri. Iată, prin intermediul acestui fond, fiindcă echipa noastră este tânără, a avut posibilitatea să aplice la un grant de 3.500 de euro. Și iată, cu această cofinanțare, noi am reușit să cumpărăm frigiderul pe care îl avem aici, un frigider mult mai încăpător. Prin intermediul unui grant acordat de Fundația Est Europeană, întreprinderea a achiziționat acum 3 ani un robot de bucătărie și o mașină de spălat vasele industrială. Un alt proiect din resursele Uniunii Europene le-a adus în dotare 2 cuptoare mari, care urmează să fie puse în funcțiune în noul sediu al întreprinderii, mai încăpător. În total, prin intermediul mai multor granturi UE, compania a beneficiat de circa 30.000 de euro. Noi tot timpul suntem cu ochii pe anunțurile legate de granturi, finanțări pentru afaceri. Fie că suntem pe pagina odim.media, pe Facebook suntem permanent atenți anunțurile care apar, pe Civic Media sunt deseori anunțuri legate în special pentru finanțarea afacerilor sociale și iată că da, suntem atenți și aplicăm. Procesul nu este atât de complex cum pare la prima vedere. În cele mai des cazuri cer mici planuri de afaceri, care pentru noi nu a fost așa o provocare mare, că este ușor, mai ales că aceste programe vin și cu instruirea cum să scriu un plan de afaceri. Fie că sunt proiecte cu finanțare completă sau care solicită cofinanțare, îndemnul antreprenorului este să fie căutate și să aplicați la ele.